Victorie importantă obținută de echipa de fotbal CSM Slatina ieri în deplasare. Gruparea lui Ovidiu Burcă a susținut duelul cu FC Pucioasa fiind primul meci în cadrul turului semifinalei barajului de promovare în eșalonul secund. Slătinenii au câștigat cu 2-0. Golurile au fost marcate de Cătălin Doman și Alexandru Popovici. A fost un meci așa cum mi l-am imaginat, un meci foarte greu, cu foarte mare încărcătură emoțională pentru unii dintre jucătorii mei tineri, dar sunt foarte bucuros că am putut, în primul rând, să înscriem două goluri și să nu primim niciun gol, mai ales că jucam și în deplasare, existau foarte multe necunoscute, dar una peste alta sunt mulțumit în mare parte. Returul barajului de promovare în Liga a doua va fi în acest weekend. Toată lumea e conștientă de faptul că am jucat doar o singură meci și că mai avem de jucat și că această promovare sau acest baraj încă nu este trecut. Am trecut de fapt doar o singură repriză și aș vrea ca lumea să înțeleagă lucrul ăsta. În primul rând jucătorii mei să înțeleagă lucrul ăsta. Trebuie să rămânem la fel de concentrați pentru următorul meci. Pentru publicul slătinean, de când am venit aici, nu știu, poate că nu vreau să folosesc cuvinte mărețe, șabloane și așa mai departe, dar îmi doresc foarte mult ca publicul să vină la stadion, să încurajeze pe acești tineri, noi să le oferim un spectacol și un joc de calitate. CSM Slatina FC Pucioasa se va juca sâmbătă pe 28 mai de la ora 17:30 pe stadionul din Slatina.